Brincar? Brincar. Ah, uite, bă, ultima vez tot cu câmpul bunica, nu cu a noi cu tehnologia, bă. Corect. Salut, mâna, bunica, ce faci? Bună ziua, nepoate. Dar ce faci? E zici să fac, uite, șap și eu un șanț ca să pun un stâlp cu antena de la Netflix când merge ăsta, s-a cadat. E, deloc cu tehnologia. Dar voi, copii, cu ce treabă pe aici, a? Aveți să-mi dați vreo vesti? Da, bă, e curios că ne întreb, chiar avem. Bine că a dat Dumnezeu și măicuța Domnului să se întâmple, că nu se mai întâmpla. Cu greu, dar na, am reușit. E, foarte bine. Acum hai să mergem la masă să sărbătorim, măi nepoate, ce veste frumoasă mi-ai dat-o mie. Hai la masă, hai. Să trăiască nepoții mei. Să trăiți că mi-ați făcut o bucurie mare. Mulți ani! Mulți ani! Da, domnișoara, aveți grijă când veți. Păi, dar de ce îngrașă? Nu mai mult decât sarcina. Ce sarcină? Păi și anume sărbătorești mai copii. Păi ne luăm casă. Vă dați seama s-o prindem să pat. Păi dar eu credeam că aveți sarcină cu domnișoara s-o rotunjeți, îți place mai mult să mănânci decât să faci dragoste. Nu, nu, bunică, doar ni s-o aprobat creditul la bancă și de asta suntem bucuroși. Da. Mare bucurie. Uite, mi dă de proteza de fericire. Păi cum, bunică, numai tare spuneai că nu vrei să mori până nu ne vezi la casa noastră? Acum e ocazia. Bun, acum eu am altă dorință. Când îmi faci un copil? Vedem, bunică, când o fi. Păi când o fi, când o fi, că să știi că vremea nu te întinerește. Și uite, și tu ai început să te ramolești. Mâine, păi mâine te vezi de mână cu Iliescu, că sunteți frați. Ei, păi nu ne ramolim, cum ne ramolim? Suntem tineri, avem tot timpul de trăit, de făcut copii înainte, ce Doamne iartă. Da, așa am zis și eu. Și imediat am făcut 65 acum 20 de ani. Și voi nu sunteți departe. Da, în rest, ce altceva s-a mai întâmplat prin sat? Ce să se întâmple? Nimic. Domnișoară, știți ce aș vrea? Să-mi luați o pălărie șarmantă pentru mine de la oraș. Da, ca să am și să pun pe cap când vă plimb nepoțelul. Dacă te bați soarele în cap și te tâmpești. Ei, cam târziu de acum. Bunică, numai acum ta n-am mai avut conversația asta, te rog eu frumos, altceva. Mâine, păi mâine îmbătrâniți și mă ajungeți din urmă și o să cred copilul că îți plimb cu bunic și bunica și eu, nu voi. Nu știu, purcei mai ai? O fătaș croafa niște purșei mititei, așa drăvăgălaș, s-o bucurat strănie scroafa așa de tare care stră purșei. Dumnezeu, numai voi nu faci. Ai de capul meu. Mă, bunic, dar mă, tare te-ai gândit vreodată că poate noi nu putem să facem copii, poate noi chiar ne dorim și nu putem, avem problema asta. Și acum, mă, tare ne pui într-o situație foarte proastă și nu știm cum să explicăm asta și pui o presiune ridicolă pe noi? Da, măi copii, am înțeles că ai și o vârstă, dar nu-i problemă. Pentru orice problemă există și o soluție. Uite-te aici, dragul mami, clinicabiotex.com.ro. Este clinică specializată în fertilizare și probleme din astea. Și simplu este. Uite, mergi acolo, vorbești cu specialiștii și se rezolvă. Ia uite câte cupluri au făcut fericite cu copii. Și vă fac și vouă. Da, interesant. Acum chiar n-am nicio scuză pentru asta. Chiar nu mai am nicio scuză la care mă pot gândi să ți-o zic. Deci, dragii mei, puneți mâna și sunați la biotex.com.ro sau dacă nu, apucați-vă voi!